timpului totalizator, dar ne vă mulțumim că ați participat la această manifestare, acest șar de masă pe care s-a discutat astăzi la restaurantul Caribic. Pe această cale eu mulțumesc patronului restaurantului Caribic pentru gazda deosebită care, de care a dat dovadă și la cea de a treia ediție. Vreau să mulțumesc că acest concurs nu se putea desfășura fără Rotarii, care le mulțumesc și aplaud pentru că investesc. Aceste cupe, aceste dulciuri sunt datorită clubului Rotarii, care sunt aproape de noi, sprijină excelența. Să știți că nu oricine poate să joace șah. E un sport greu, să știți, e mult mai greu ca orice alt sport. Ați văzut și voi cum a schimbat piesele pe tablă, nu? Vi s-a părut greu, nu? Da! Să știți că porțile clubului nostru de șah sunt deschise pentru oricare, nu contează vârsta. Și părinții pot să vină să învețe. Deci nu contează vârsta. Deci, încă o dată, repet, programul nostru este lunea și miercurea la școala Teodor Mureșanu de la ora 18. Vom începe din data de 2 mai, să știți. Iar marțea și joia avem cursuri la la școala Ioan Opriș. Deci noi vă așteptăm, să știți că cursurile sunt gratuite, nu contează vârsta, încă o dată repet, vă așteptăm să veniți în număr cât mai mare, că a fost astăzi un număr pentru mine foarte important, ca și data, la ultima ediție, ediția a doua. Acum, ce vreau să vă spun, o să premiem pe toate cele 5 grupe de grupe școlare de vârstă sau o să premiem clasele grădiniță și clasa 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, după cum ați jucat. O să fie premiere pe fete băieți la clasele 3 și 4 și la clasa 5-6. Fetele o să fie și ele premiate doar cu o să fie premiate doar cu medalii. N-avem cupe pentru din cauza că băieții au prima prioritate, pentru că ei s-au clasat în clasamentul general, sunt primii, și cupele o să meargă la primii 3 clasați în clasamentul general. Se face un clasament general, așa, în care băieții la aceste grupe au considerat că sunt, au dreptul la munca și la punctele pe care le-au obținut. La celelalte grupe, 0, 1 și grădiniță și clasa 0 și 1 și a 2 și a 7-8-a, o să fie la fel, o să fie premiate cu cupe fetele și băieții. La următoarea competiție, cei care n-au primit astăzi cupe, am vrut să premiem toate fetele care sunt clasate pe primele 3 locuri intercalate în clasamentul general, așa, o să primească cupele sau o să cupele există, o să vi le dăm și vouă cupele respective. În al doilea rând, vreau să mulțumesc colegul meu care este, a jucat și el pentru clubul nostru Potai Saturda în Superliga și în Divizia A. Am multe amintiri cu el, astăzi a fost în calitate de arbitru și îi mulțumim pe aceste cale, a venit să fie alături de noi, că fără el ne descurcam mult mai greu. Și în primul rând, vouă părinților, vreau să vă mulțumesc pentru că ați putea sau trebuie să vă faceți timp să îndrumați pe acești copii minunați și la acest sport. Să știți că nu este un sport ușor, dar să știți că la club la noi se face performanță și rezultatele noastre unii le cunosc, alții mai puțin. Aș vrea să dau cuvântul și domnului președinte al clubului Rotary să vă spună și dânsul câteva cuvinte și mulțumesc încă o dată și vă aplaud pentru aceste... Mulțumesc pentru introducere, felicitări pentru continuitate și perseverență. Sunteți extraordinar de frumoși copii, bravo, sunteți mult mai mulți ca anul trecut și eu vă aplaud și mă închin vouă. Trageți-i pe părinți de urechi să-și facă timp să vă ducă, că eu știu că voi vreți să mergeți. Dar n-avem noi timp, că noi suntem prinți așa în vortexul ăsta al muncii și trebuie să ne facem timp pentru voi. Șahul este un sport al creierului și creierul, să știți că este cel care consumă cea mai multă energie, nu mușchii. Mușchii ajută atunci când... Știi cum se zice, da? Picioarele trag când nu trage capul și ceva de genul ăsta. Deci vă invit pe toți la șah, spunea și domnul profesor, neapărat venit la club, pentru că
Acolo o să învățați ce înseamnă șahul și trebuie să aveți un pic de structură. Și părinții trebuie să înțeleagă că în educația noastră este nevoie de structură. Lângă mine sunt și colegii mei, Mihai și Călin, care astăzi o să ne ajute la întâlnirea voastră. Suntem la a treia competiție, al treilea concurs. Se consideră că este 2020, așa e? Da. Anul trecut eram cu măști, eram speriați, nevaccinați. Da? Vreau să ne vedem și anul viitor, un număr mult mai mare, mult mai performant. Asta să primească diplome și premii și medalii cei care au făcut pași față de anul trecut. Trebuie să înțelegem că avem locul 1, locul 2, locul 3. Și performanța contează foarte mult în viitorul vostru. Și mai ales munca și dăruirea față de un sport care este extraordinar de deosebit. Felicitări încă o dată, bravo tuturor! Încă o dată felicitări, domn profesor, și mulțumim domnul arbitru pentru prezență. Aici aș vrea să mai spun un singur, o să mai adaug ceva. Le mulțumim arbitrilor, le mulțumim părinților, dar discutând cu un părinte în pauză, vă mulțumim vouă foarte mult, fiindcă voi munciți cel mai mult ca să ajungeți aici și să faceți performanță. Voi sunteți viitorul nostru și ar trebui să investim foarte mult în voi și să avem grijă de voi, ca voi să puteți munci la sportul ăsta cu plăcere. Șahul, cum discutam și cu domnul Fântână, sunt ferm convins că vă va ajuta pe tot parcursul vieții voastre și o să îi găsiți utilitatea în fiecare zi în ceea ce faceți. Așa că eu vă respect și apreciez foarte mult munca voastră a copiilor care munciți să aveți astfel de performanțe. Felicitări încă o dată! Deci o să începem mai întâi cu cei mai mici. Îmi pare rău că, în general, poate unii sunt la primul concurs. Așa se întâmplă. Să știți că trebuie să îi așteptăm și pe cei mari să termine, că voi jucați mai repede și... Eu îmi cer scuze și mă închin vouă că ați avut răbdare până acum și chiar îmi zicea un părinte, e ora de masă. Îmi pare rău că v-am stricat ora de masă. Bun. O să începem cu cei micuți. La grădiniță, mențiune Moldovan Darius. Se duce acolo și care rămâne. Tot mențiune la clasa pregătitoare Petrovan Marc. Acum o să premiem pentru primul ei concurs. Eu am tot insistat să vină fetița la șah. Doboș Maia, locul întâi. Rămâneți acolo să facem poze. Asta e pentru tine. Ești așa, o fetiță de înțeleg. Locul 2, Popa Andrada. Și acum vin băieții. Locul 3, Panciu Denis. Așteptăm și la... Locul 2, Rus Marc. Care au făcut progrese foarte mari, deși la orele mele se cam plictisește. Și campion, Teodorescu Levi, pe care l-a încercat. Deci, aviz cei mari, să știți că
a progresat foarte mult la vârsta lui. Esențele tari vin în sticluțe mici. Exact. Haideți aici să pun acest lucru. Haideți aici să facem o poză. Haideți aici, haideți aici. Haideți aici în fața mea. Haideți aici. Să zâmbiți și să vă uitați să facă la poză. Aveți voie să și zâmbiți. Da. Bun. Felicitări! Felicitări! Felicitări, copii! Da. Cei care nu sunt la club, îi așteptăm! Porțile sunt deschise pentru toți! Auzi, Sofia! Clasa 1-a, clasa 2-a, vă rog să aveți și voi răbdare pentru ceilalți! Urian David Andrei. Șeulean Milescu Lucas. Doboș Sarac Maria. Moldovan Tudor. Panciu David. Vitan Daniel. Acum mi-e greu să spun. German Sofia Marie. Rusu Eduard. Rusu Eduard. N-a plecat, că s-a supărat. Noi știam asta. Bogaciu Andreea Maria. Popa Dragoș. Haideți aici tot să faci cu părintele poză. Haideți aici. Haideți aici. Haideți aici. Spune-mi tot. Aici am considerat că sunt și mai mici și de asta le-am dat și premii și cupe la cei mici. Locul 3, Cristurian, Noelia, Alexandru. Locul 2, Rus Mira, care este la început. Bravo! Și campioana anul acesta, Cristurian Andreea. Bravo! Andreea, felicitări! Ne vedem la anul iară! Haideți aici să facem și noi o poză cu voi. Haideți aici. Faceți o poză cu micuțele. Și să sperăm că venim cu ceva acasă. Nu cu mașina. Locul 3, Marcan Paul Cristian. Bravo! Bravo, Paul! La locul 2 mi-e foarte greu să la tur. German George.
Să știți că în ultimul timp a venit la club și a început să și repete acasă. Și campionul de la băieți, Bolboacă Darius. Bravo! Un pic, vă rog, un pic să ne oprim acum, că avem noi o poveste. Va trebui să ne cânte ceva manele, că a jucat cu un coleg. Mami, îmi cer iertare. Ia, când, la cine e cântat? La George. La? George. La George. Lasă că s-am cânt mie în particular, nu? Da. Au fost o glumă. Bine. Felicitări. Merge să faceți modestă, nu știu. N-am putut să nu. Da. Îl preațineam în bine. Hai, super. Așa, fără frică. Hai, zâmbiți. Camera. Aveți voie să și zâmbiți. Zâmbește, George. Zâmbesc. Tu nu zâmbești deloc. Clasa a treia și a patra. Dascălul Ștefania. Crișan Violeta. Teodorescu Filip. Mitre Andrei. Giurgiu Bogdan. Rămâneți aici la poze. Giurgiu Bogdan. Iliesa Andrei. Iliesa Andrei. Bobi Cristian. Bravo! Petrovan Miriam. Cesarean Irina. Ciordașul Carina. Uțiu Tronin. Irimie Luca. Orbean Cristian. Orbean Cristian. Acum vine. Da. Aici așa la poze cu noi. Da. Mazăre Robert. Chris Daniel. Și Vorbi Cudelia. Haideți să facem cu toți o poză aici. Haideți aici. Dați-vă mai încolo un pic cu ăștia fără diplome. Haideți să faceți o poză cu noi. Locul 3 la fete, Tagaci Rebecca. Rebecca. Cine ia medalia? De la ce școală este? Rebecca. Scrie. HCC. De la HCC cine ia diploma? Rebecca. Ia-i tu. Tu ești. Aici. Locul 2, Degeratul Sana Sofia. Sofia, am mai fost cumva la noi la club, dar nu mai așteptăm. Și campioană Coșel Cristina. Te așteptăm la noi.
Și acum, băieții, locul 3, Șăolean Fineas, care este la clubul de șah. Locul 2, Panța Răzvan, care și el a fost la noi la clubul. Îl urmăsesc profesorii de la școală și dau prea multe teme și nu mai vede. Și campion, e greu să-l citesc, pe Jean Andrei. Bravo! Andrei, prea multe cupe ai și nu mai am de să le pui. Găsim noi loc. Găsim loc. Haideți, fetele, și voi la poză. Haideți, fetele, invers. Invers. De ce, a trei o fost din fete, nu fie ce a trei. Un moment, aveți voie să zâmbiți? Da. Și trebuie să dai rog, nu știu, ai trei acolo, dar și la fete și la patru. Mențiuni, fecete Ștefan. Ilieș, Maria Mădălina. Ionuț Gabriel. Lazar Ionuț. Soporan Silviu. Ofertat. Fecăte Ștefan. Cine e? Cum te cheamă? Fecăte Ștefan. Nu am zis că mai sigur. Da, vinde acolo. Soporan Silviu, de la ce școală e? Teodor Mureșanu. Perșa Flavius Gabriel. Pintea Elisabeta Ana. Pintea Traian. A Maxi. Maxi, Noaie, Bianca. Dacă am greșit un pic numele lor. Stăianoviș Bogdan. Stăianoviș Bogdan. Stolan Bogdan. Dulciu. Novac Eduard. Novac Eduard. Olvari Aron. Lapo și Tudor. Muntean Ioana. Pârpa Andreea. Hanu și Adelin. Hanu și Adelin. Și Chișa Andrei. Hanuschi Adelin și Chișa Andrei. Să să facem o poză. Adunați-vă, că e grea mai mică în față. Ce că nu mai dați? Mai. Mulțumim! A treia fete, Mihășan Elisabeta. De la ce școală e? Scrie pe ea. HCC. Unde ai? HCC. Locul 2, Marchi Ștefania. Hai să stai să fac un punct. Aici. Aici. Și locul întâi, Stoica Natalia. No.
facem. Hai că facem mai noi de o poză, că nimeni nu vrea să facă. Uite, facem, că stau și eu aici și vorbim. Nimeni nu vrea să facă. Facem, facem noi poză. Ne-a mai lăsat ne-o poză. Ne facem. Locul 3, Topan David. Felicitări, David. Locul 2, Braur Eduard. Și campion Alas David. Bravo David. Haideți să facem o poză. Zăbiți. Pensiune, Covaciu Ali. Locul 3, Amarsinoaie Nicoleta. Locul 2 de la HCC Bocan Andreea. Și locul 1, campioană la general, Pamfile Iulia. Facem o poză cu Ioan Opriș, cea mai bună școală de pe continent. Locul 3, Arsene Eduard. Locul 2, Ularu Alin. Și campion la Poesto de la HCC Rus, Dani Răzvan. Bravo, Dani. Cea mai bună școală de pe Ioan Opriș. Mai rămas cu HCC-ul și Ioan Opriș să strică poza.